Am luat o secvență cu secvență. Am repetat foarte bine înainte și s-a filmat cronologic și am respectat pas cu pas indicațiile regizorului. E complicat să lucrezi cu Cristi Puiu, dar e complicat în același timp să faci orice lucru dacă vrei să iasă bine. Se muncește, se trage tare cu Cristi. Nu e așa o fușereală niciodată. Nu e simplu. Dacă rezultatul e bun, nu mai contează. Am repetat înainte, ne-am împrietenit, ne știam unii dintre noi și stând împreună într-un apartament se nasc niște prietenii, apar niște relații de la care nu te aștepți, pe care probabil nici nu poți să le repeți, nu poți să ți le propui. N-am fost în sală la final. Le-am auzit pe cele de la Cluj, care au fost incredibile, și la Cana am fost și acolo s-a aplaudat foarte emoționant. Pentru mine și experiența mea. S-a râs și la Cluj și unde, repet, spun unde vorbesc despre ce cunosc, și la Cannes s-a râs. Chiar... Să-mi spuneți, e o comedie? E, se râde. Se și râde. Se râde poate prea mult. E râsul plânsul. E râsul plânsul. Nu știu cât se propune, cât se vrea râsul ăsta, dar asta a ieșit. Se râde, că râdem. Vedem partii că se chinuie, râde. Scenariu foarte bine scris. Curge, merge, lucrurile se întâmplă. E debandată, organizată, orchestrată. E bine, eu cred că a făcut un film foarte bun, Cristi. Nu sunt un bun spectator al filmelor în care joc, dar urmărind reacțiile, cred că a făcut un film foarte bun. Când joc nu mă interesează, nu am... Am avut o experiență, am mai vorbit despre asta, am scris un text mai de mult, Gunoiul, am și jucat în el și nu prea e bine, nu prea pot să joc în ce scriu. Apoi când sunt solicitat ca actor, învăț vorbele alea și nu e treaba mea scenariu. Dacă sunt de acord, îmi place, îl discutăm din punctul personajului meu de vedere și după ce ne punem de acord, încerc să funcționez ca un actor. Nu semnesc scenariu, nu răspund și nu e treaba mea să-l modific. Dacă îmi cere ajutorul vis-a-vis de personajul meu și sunt lucruri pe care cu mare plăcere, dar nu, nici nu-mi place să mă bag în ciorba altuia. M-a chemat să fiu actor aici și am încercat cât de bine am putut să fiu actor. Cred că îl încurcam dacă îmi dădeam părerea, dai, chem ceva și te... Dai, chem pe cineva și vine altcineva, știi? Am citit scenariul, știu că trebuia să joace Titien, nu eu, și el avea mai multe distribuții, variante de distribuții, și într-una dintre ele era Titien, fratele, ce jucam eu, și eu ar fi trebuit să joc, după cum mi-a spus Cristi, ce juca Bughi în filmul ăsta, Relu respectiv. Și apoi s-au mai schimbat lucrurile și m-a chemat pe mine să discutăm, am dat un casting, apoi am mai dat încă unul și s-a hotărât să fiu eu. Nu... Mi-a dat un telefon și mi-a zis, vino să joci. Am dat un casting. Mi-a plăcut foarte tare scenariu. E un scenariu care îmi place, cred că se poate face și piesă de teatru. Da, corect. Sigur, pare drumul invers acum, să te apuci să faci o piesă, dar cred că ar fi o piesă de succes. Da,